suntem de la Detox Nesa și oferim serviciul Flori pentru Tine. Stimată doamnă, cunoaștem că astăzi este ziua dumneavoastră de naștere și cu acest prilej cineva a solicitat o surpriză pentru dumneavoastră. Să vă aducem aceste flori și un îngeraș care mereu să vă păzească și vă întrebăm dacă, cum credeți, din partea cui este surpriza? Copiii, cred că. Fata, băiat. Unde vă sunt copiii? Fata e la Moscova, dar băietul numai ce i-am sunat și a spus că eu nu-s acasă, dar îmbracă-te frumos că eu am o șansă și eu. Și dumneavoastră, ce v-ați gândit? Mă gândeam un șifial, poate fata vine acasă și faci surpriză. Păi iată, copiii, dumneavoastră a solicitat această surpriză și vor să vă facă ziua mai frumoasă, căci am înțeles că de obicei dumneavoastră sunteți cea care aveți grijă și pregătiți masa de sărbătoare pentru zilele de naștere a copiilor dumneavoastră, a nepoților, dar de dumneavoastră uitați. Și de ce ei de această dată s-au gândit ca să vă facă această surpriză și să vă transmită următorul mesaj. Azi e o zi specială. E ziua ta de naștere, scumpă și dragă mamă. Fiind cu gândul la tine, din suflet îmi izvorăsc cele mai sincere, frumoase și emoționale cuvinte de urări de bine, toate dedicate ție. Mă închin în fața ta și îți sunt recunoscătoare pentru tot ajutorul tău și pentru cel mai de preț dar pentru viață. Te iubesc nespus de mult și nicio distanță nu poate să mă oprească ca azi să nu-ți fiu alături, să nu te cuprind și să-ți spun chiar eu, la mulți ani. Intuiți că este mesajul din partea fiicei dumneavoastră de la Moscova și cum credeți a venit? Mă gândesc că da. Ea este aici și chiar acuș vă spune ea la mulți ani. Înainte, eu nu-ți fac o surpriză, n-ai mai putut o dată în viață surpriză. Mulțumim! Mulțumim frumos! Mulțumim dumneavoastră pentru surpriza care s-a făcut-o. Nu a avut mama niciodată surpriză frumoasă în viață. Vă mulțumesc foarte mult de din suflet. Ați găsit timp și ați venit la noi. Plăcere, vă urăm și noi mulți ani înainte, cu multă sănătate și bucurie să aveți. Frumos! Tare, mulțumim frumos, din tot sufletul. Și acum ne spuneți, cum veți sărbători ziua de naștere? Cu copii. Vă dorim să fiți cea mai fericită, astăzi și întotdeauna. La nesfârșit, dulce mamă.